Astăzi este marcată Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii. Anual, la data de 1 mai, este sărbătorită în peste 80 de țări din întreaga lume Ziua Internațională a Muncii. În multe țări, inclusiv și în Republica Moldova, această zi este declarată prin lege nelucrătoare. Totodată, în lume, sărbătoarea este un prilej folosit de sindicatele muncitorilor de afaceri cunoscute, revendicările lor sociale sau profesionale. Oamenii munceau în condiții grele timp de 10-16 ore pe zi. Astfel, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, clasa muncitoare a început să ducă o luptă constantă pentru a obține ziua de lucru de 8 ore, precum și condiții mai bune de muncă și un salariu decent. În perioada regimului comunist în Republica Moldova de 1 mai, autoritățile organizau manifestații uriașe pe marile bulevarde, coloane de oameni înținute festive, scandau lozinci și purtau pancarte uriașe. Mulți dintre moldoveni merg la picnicuri în această zi, iar sindicatele organizează acțiuni stradale.